Jandarmii suceveni vor asigura ordinea publică în zonele în care sunt organizate evenimente culturale, artistice, religioase sau sportive și la care se estimează că vor participa mulți oameni. Vom asigura măsurile de ordine la o serie de manifestări, cum ar fi manifestări religioase, și aici mă refer la sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului la Basilica Minor de la Cacica, Mănăstirea Putna, la Mănăstirea Rareu Crucea. De asemenea, duminică este hramul Mănăstirii Armenii Hagi Gadar, iar începând de luni, pentru două zile, va avea loc hramul Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din România la Mănăstirea Slătioara. Lucrătorii celor 8 posturi de jandarmi vor desfășura activități preventive pe traseele turistice, în stațiunile montane de interes național, în apropierea locurilor de agrement, spațiilor de cazare și locurilor de campare a turiștilor, precum și în zona obiectivelor UNESCO. Lucrătorii celor 8 posturi de jandarmi montane vor avea în vedere menținerea unui climat de ordine și liniște, prevenirea și combaterea infracțiunilor, respectarea legislației de mediu și a normelor privind ariile și rezervații naturale protejate, precum și activități de informare și de acordare de sprijin turiștilor, jandarmii montani fiind pregătiți să intervină atât în situații de urgență, dar și în cazul constatării unor abateri de la normele legale. Jandarmeria recomandă participanților la manifestări să respecte regulile stabilite de organizatori și forțele de ordine pentru desfășurarea în condiții optime a activităților, să acorde o atenție sporită modului de asigurare a bunurilor de valoare și să evite implicarea în conflicte de orice natură. În cazul în care observă producerea unor fapte antisociale, cetățenii se pot adresa direct jandarmilor și polițiștilor din dispozitiv sau pot sesiza aceste fapte la numărul de urgență 112.